Bună, dragilor! Urmează să plec în aventura verii mele. 2-3 săptămâni în insulele Canare, la 4.000 de kilometri de casă. Sunt atât de entuziasmată. Îi aștept. Urma să plec în Tenerife, numai că am schimbat planurile pe ultima 100 de metri, așa că o să încep cu Gran Canaria, apoi Fuerteventura, Lanzarote și posibil să ajung și în Andalusia, dar asta rămâne de văzut. Plec doar cu bilet dus, nu am bilet de întoarcere. Asta o să fie o provocare, să vedem cum reușesc să mă întorc acasă, doamne, stare curioasă. O să fie o operațiune pe care probabil o să o imortalizez aici într-un clip. Vă invit să mergeți cu mine, prima oprire este Gran Canaria. V-am pupat, ne vedem la destinație! Și sunt așa un culmea fericit. Nu știu când mă îmbrac, când mă dezbrac, când bate frumos, când apare soarele. O nebunie care îmi place. Atunci când călătoresc singură, e că îmi păstrez mereu creierul la antrenat, pentru că trebuie să rețin peisaje, clădiri, să-mi iau diverse puncte de reper ca să mai găsesc drumul înapoi spre hotel. Oare găsesc eu și eu o cafea? Mi-am păstrat tabieturile de aici, de pe insulă, plăcinta aceea cu mozzarella și o pastă de roșii cu măsline și habar n-am ce ierburi aromate și plăcinta cu prânză și spanac, merele verzi, încă nu am găsit suculeț de mango și trebuie să-mi găsesc o mega cafea. Am găsit ceva care chiar să mă dea pe toți spate. Am luat străzile la pas, m-am amestecat printre localnici și așa îmi place când toată lumea îmi zâmbește și mă salută de parcă aș fi una de-a lor. Mi-am luat ca punct de reper un magazin Spar, parcă se numește. E un fel de mega imaj și am făcut treabă bună. O să găsesc eu frumos pe casă, oricum știu unde stau. Am mers vreo 3-4 km până am ajuns în port. Aici o grămadă de embarcațiuni se vede super, o să vă arăt un clip. Las Palmas mi-e amintește foarte mult de București, clădiri înalte, grămadă de magazine la parterul blocurilor. Un miros ca de metrou, nu știu, simt așa pe lângă anumite clădiri. Mirosul acela, știți, când coborâți la metrou, nu știu, deci, de subteran. Până acum nu am găsit ceva care să fie super wow, să mă dea pe spate ca să vă zic, băi, chiar trebuie să veniți aici. Da, încă mai caut, mai încă vin pe aici, m-am oprit între timp la o cafea. Tot nu găsesc acel coffee to go, care să fie wow, să mă facă să mă întorc din România, e special pentru o cafea bună. Trebuie să găsesc o cafea. În fine, vă las, mai povestesc cu voi. Mai târziu poate găsesc ceva super și vă spun, merită. Acum mâine mă mut în Puerto Rico și acolo e bombă. Asta nu e împiedicat să ajung aici
acela pe care îl produc e de milioane. Am aterizat pe plajă. Am uitat cum se numește ceva cu așa, o denumire mai lungă, o să pun eu pentru pe aici denumirea, pentru că nu chiar nu mai știu. E plină de localnici, nu sunt turiști pe aici, bine, sunt în zona portului. E singura turistă. Și acolo este oceanul foarte aproape de mine. Și mă relaxează să-l văd. Am plecat de la pantofi cu tot ca să scald picioarele nisip. Și asta îmi place cel mai mult. Încălțămintea mea preferată e un strat de nisip pe tălip. Eu și bătrânicile cele mai așa rămâne la plajă. Știam eu că funcționa asta, trebuie să facă ceva super. M-am gândat în Puerto Rico. Puerto Rico, cu Amadores, e crema Gran Canariei. Am găsit aici o plajă superbă care într-adevăr m-a dat pe spate. Apropo, m-am bronzat după rucsac. Asta e farmecul călătoriilor, că rămâi cu urme care îți amintesc de câteva momente superbă. E super drăguț aici. Sunt singură pe plajă, bânduită, la ora asta. Locuiesc undeva acolo sus, trebuie să merg pe niște serpentine pe acolo. Cred că mi-e lene să le urc, de aia încă mai sunt pe aici. Nu, de fapt, stau să admir oceanul, pentru că e prea frumos, iar mâine dimineață plec spre Fuerteventura, așa că vlogul acesta din Gran Canaria se încheie aici.
Să vă mai spun că la farmacie e pentru localnici și dacă vreți să simțiți vibe-ul insulei, să vedeți să locuiești aici, mergeți în Las Palmas, dar să nu aveți așteptări prea mari, pentru că e destul de chill. Însă, dacă vreți o experiență de insulă, o plajă superbe, încercați Puerto Rico și Amadores, pentru că astea sunt forță. Mai ales Amadores, doamne, se vede de sus incredibil. Dacă mergeți, și chiar vă recomand, din Puerto Rico spre Amadores, pe pasajul pietonal, o să aveți parte de niște peisaje incredibile, acele albastre de care m-am îndrăgostit și când o să dați de plajă, Dumnezeule, se vede superb, superb, superb. Vă recomand această experiență cu mare drag. V-am pupat și vă mulțumesc pentru vizionare.